La Constanța au ajuns și președintele Klaus Iohannis, dar și premierul Florin Câțu. Este prima întâlnire publică a celor doi după scandalul iscat în jurul prim-ministrului legat de arestarea sa în urmă cu 20 de ani din Statele Unite ale Americii. Însă interacțiunea dintre șeful statului și premier se pare că a lipsit cu desăvârșire. Vă propun să mergem și noi acolo, la Constanța. Colega mea, Gabriela Mihai, este în direct alături de noi. Ne vorbește mai multe despre acest subiect. Gabi, te rog. Am găsit. Premierul Florin Câțu a fost primul care a ajuns aici în portul militar Constanța. Ulterior a ajuns și președintele României, Klaus Iohannis. Și, într-adevăr, cei doi înalți oficiali nu au interacționat, dar asta și poate pentru că așa a fost protocolul. Pe de altă parte, a fost și un moment în care acest protocol nu a funcționat tocmai bine, pentru că președintele României, Klaus Iohannis, a fost invitat să meargă pentru a vizita nava Mureș, care este ancorată aici în portul militar. Ulterior, cineva de la protocol l-a invitat și pe premierul României să meargă împreună cu președintele, însă în cele din urmă altcineva i-a oprit pe premierul României și președintele Senatului Anca Dragu, care de altfel primise aceeași invitație pentru a vizita nava Mureș. Au fost câteva momente în care cei doi au fost nevoiți să aștepte până când președintele României, Klaus Iohannis, a urcat la bordul navei Mureș. Ulterior, atât președintele Senatului cât și premierul Florin Câțu au fost invitați să se alăture acestei vizite. Pe de altă parte, un mare absent de la această ceremonie este președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. Am văzut că această ceremonie este pe final. Nu vom avea declarații din partea președintelui României, Klaus Iohannis. Însă nu este exclus să vedem dacă vom avea vreo reacție din partea premierului României, Florin Câțu, la finalul acestei ceremonii. Așa cum spuneam, în aceste momente vizitează în continuare nava Mureș. Mulțumim foarte mult, Gabriela Mihai a fost în direct de la Constanța. Rămânem cu imagini de acolo și începem dezbaterea legată de tot acest scandal iscat pe de-o parte în jurul premierului Florin Câțu și de reacția președintelui României de astăzi. Am văzut lipsă de interacțiune între cei doi, domnule Bruno Ștefan. Este un semnal oare al președintelui Klaus Iohannis că nu vrea să se amestece în această poveste sau pur și simplu e vorba de protocolul pentru acest eveniment care practic nu a prevăzut o interacțiune dintre cei doi, între cei doi? Nu știu care este protocolul. În mod categoric, cei doi au avut discuții destul de multe în zilele trecute și este evident că ceea ce s-a întâmplat a fost cumva o acțiune de pedeapsă a președintelui, că a dat în Câțu, a dat și în alții prin această acțiune. Este o acțiune pe care eu o văd ca o pedeapsă pentru că serviciile SPP-ul, de pildă, a difuzat zilele trecute în registrarea cu Mircea Joană bând și pe urmă conducând și unele grupuri de interese, să spun, Statele Unite. Adică creați o problemă când voi trebuia să-l protejați, ca astfel de informații să nu fie date publice. A fost atât că și voi aveți bube. Și ca urmare au scos această chestie, au scos-o într-un mod profesionist. Bineînțeles că Iohannis a încercat palma, pentru că nu avea cum să mai informații despre problema lui Câțu. În mod categoric, acea problemă a fost pusă la dosar. Iar cei care au scos-o știau această problemă. Deci aici a fost o bătălie cumva cu anumite servicii. Eu spun că din partea nu a servicii, a unor grupuri de interese care urmăresc să-l sprijine pe Mircea Joană, care a stat la prezenție. Dar nu. A fost o chestie de sensibilitate destul de puternică. A ieșit curăț manifestarea asta, oferă prilejul președintelui să-și arate autoritatea.
arată că este stăpân. Nu doar că poate să treacă peste acea problemă. Și l-a trimis la înaintare pe Florin Câțu. A încasat din ironiile întregi prese. Așadar rămâne mai departe pe poziție. Și că nu cedează în fața unor presiuni și a unor jocuri, ci că au pe mai departe autoritate și putere. Cum se va juca pe mai departe, nu știu. Ceea ce înțeleg este natura celor care au orchestrat această activitate. Este vorba de un grup de persoane care au mai jucat multă vreme pe scena politică românească. Domnule Bruno Ștefan, o secundă vă întrerup, avem ceva probleme, se pare, cu sunetul. O să îi rog pe colegi să remediem această problemă. Până atunci, vreau să-l întreb pe Sabin German legat de absența lui Ludovic Orban de la aceste evenimente, de la acest eveniment de astăzi, la ceremoniile care se desfășoară la Constanța. Este o absență întâmplătoare? Ceva s-a întâmplat, pentru că am văzut șefa Senatului este prezentă, premierul, da, e prezent acolo, ministrul de interne, toate personalitățile din Guvernul României și reprezentanții Parlamentului, șefii celor două camere parlamentare se află în momentul de față la Constanța, mai puțin Ludovic Orban. Și dacă ne uităm puțin la ziua de ieri, nu mai departe de discursul lui Florin Câțu, putem sesiza faptul că Ludovic Orban era singurul care știa de această problemă pe care premierul a avut-o cu legea în urmă cu 20 de ani. Aici cred că ar trebui să spunem mai mult un pic. Noi suntem foarte supărăcioși. De unde până unde suntem supărăcioși că cineva a băut acum 20 de ani, noi, cei care împreună cu danezii la egalitate bem cel mai mult din Uniunea Europeană, asta e, să zicem, că e un paradox european, da? Băgat în politică și făcut praf cam tot ce s-a construit până acum. Pe de altă parte, iarăși suntem, pe lângă faptul că suntem supărăcioși, suntem și foarte mai catolici decât papa. Adică dacă ne amintim amândoi de trabucul lui Clinton, da, brusc o să vedem că acele beri sau acea sticlă de whisky băută acum 20 de ani nu e chiar așa de păcătoasă. Unde este provocarea? Intrarea în ecuație politică. Pentru că brusc, dacă vedeți, toți supărăcioșii ăștia și-au întors spatele. Ori aici, cred că nu mai putem noi risca o criză politică și, apropo de ziua Marinei, în condițiile în care deja se joacă geopolitic așa pe sârmă, apropo de Marea Neagră, apropo de că suntem la 160 de kilometri în linie dreaptă de Crimea pe mare, noi ar trebui să fim un pic mult mai atenți cu propriile ecuații, atitudini, aspirații. Adică, noi încă nu pricepem un lucru esențial. Am intrat în cea mai prosperă conjunctură din istorie, în Uniunea Europeană. Am intrat în cel mai solid parteneriat de securitate din toată istoria noastră. Este vorba de NATO. Și totuși încă ne jucăm cu găletușa în nisipul ăla de la Marea Neagră. Pur și simplu nu înțelegem că avem niște priorități mult mai înalte decât o sticlă de whisky, decât supărarea lui Ludovic Orban. Sau, aici și eu sunt de acord cu domnul Bruno Ștefan, nu cunosc protocolul în detaliu, încât să pot comenta dacă trebuiau să meargă împreună pe nava aia Mureș sau nu trebuiau să meargă împreună. Florin Câțu a vrut să meargă înainte, să-l aștepte pe președinte și a fost întors din drum. Aici e clar că e vorba de protocol, un protocol pe care Florin Câțu nu îl știa probabil foarte bine. Haideți să luăm Dar și alta. Contează mai puțin noi... asta. Contează mai puțin acest lucru. Se poate întâmpla oricui. Am mai avut situații de genul în rândul înalților oficiali. Mă refer la lipsa de interacțiune pe care am observat-o înainte de discursul președintelui. Înainte de momentul în care Klaus Iohannis a susținut acea alocuțiune, de când a ajuns și până când a susținut discursul. Dar dacă facem un pic de istorie recentă, haideți să ne uităm în ăștia 31 de ani. Câte au fost momentele în care un președinte din România s-a înțeles bine cu un premier din România?
s-au pupat când au depus jurământul și mai puțin de 6 luni fiecare îl vedea pe celălalt, cel puțin un adversar, dacă nu un anumit. Aici trebuie distilat un pic. Știți ce nu înțeleg eu? În momentul când ajungi în fruntea unei țări, deja nu mai pui problemele tale personale, atitudinile tale personale, nu mai pui ambițiile tale personale, ci pur și simplu ar trebui să existe o masă rotundă, și eu tot visez ca inclusiv opoziția să participe la ea, și să se facă un fel de decalog. Măi băieți, în următorii 20 de ani nu negociem principiile X, Y, Z. Trebuie să facem X, Y, Z, autostrăzi, școli, spitale, irigație, etc., etc., și indiferent cine vine la putere, după ce am negociat calupul ăsta de principii, nimeni nu se mai atinge de el. Păi se părea că asta se întâmplă în ultima perioadă, cel puțin de la venirea național-liberalilor la putere, între Palatul Victoria și administrația prezidențială au existat relații bune. Ba mai mult decât atât, se vorbea despre Florin Câțu ca fiind un preferat al președintelui Klaus Iohannis și despre o susținere din umbră pe care șeful statului îi oferă lui Florin Câțu, inclusiv pentru șefia PNL. Păi pentru șefia PNL, dar nu s-a discutat despre un plan. Hai să vedem cum vrem să arate România peste 5 ani, 10 ani, 20 de ani. A fost preferat în opoziție cu Orban și atât. Adică totul a fost o conjunctură politică. Dom'le, care să fie președintele Partidului Național Liberal? Nu s-a pus problema, îl prefer pe Câțu pentru că are un program extraordinar și peste 20 de ani România va fi digitalizată ca Estonia, industrializată ca Germania și culturalizată ca Franța. Nu, pur și simplu a fost o conjunctură care să ia președinția PNL, da? Cum punem un pic PSD la păstrare, că merită asta după câte a făcut în țara asta, da? Și cam atât. Adică noi de vreo 6 luni de zile asistăm pur și simplu nu la politici publice, ci exact ca la niște meciuri, avem niște ringuri. Aici este USR Plus, unde candidează 2 sau 3 oameni. Acolo este PNL, unde candidează iarăși 2 oameni. Dincolo este PSD, încă toată lumea e un fel de bătaia peștelui. Și mai avem AUR și UDMR, care stau pe margine și fac acum țin cu ăla, acum îmi place la ăla, ăla i-a dat un pumn în ficat ăluilalt. Adică asistăm la meciuri. Și nu avem nevoie de politici publice, că suntem ultima țară din Uniunea Europeană, la toate. Da, domnule Bruno Ștefan, cât de mult afectează Partidul Național Liberal și imaginea pe care PNL o are în momentul de față, tot acest scandal, tot ceea ce se întâmplă în cadrul PNL, Florin Câțu strigă trădare, dar nu arată cu degetul înspre nimeni. În același timp, ieri am asistat la un discurs, nu știu, la un mea culpa, dacă vreți, din partea lui Florin Câțu, care pare că i-a făcut mai mult rău decât bine. Au fost o serie de întrebări ale jurnaliștilor la care nu a avut răspuns sau a răspuns evaziv premierul Florin Câțu, dar a punctat faptul că Ludovic Orban, repet, era singurul care știa despre acest nefericit incident din urmă cu 20 de ani. Toată această dispută și luptă pentru putere în cadrul partidului în același timp, cum se vede în ochii electoratului? Pentru că, dincolo de ceea ce se va întâmpla în septembrie în cadrul PNL, da, mai vin niște alegeri, multe, foarte curând, că trece repede, zboară repede. Nu vin curând alegerile și pe asta mizează liberalii. Ei știu că acum s-a produs o cădere a încrederii în ei, dar mizează pe faptul că vor veni bani mulți. Așa cum a spus domnul Germans, România este în cea mai bună situație posibilă din câte a fost ea vreodată după mine. Urmează de implementarea unor proiecte la sume cum n-au fost până acum și ei cred că peste un an sau doi oamenii vor vedea și rezultatele acestor investiții. Și atunci vor spune, iată, a fost o guvernare bună și ciontănerile de la început de mandat treacă peste, într-adevăr, a băut, asta a fost, dar uite că ne-a făcut poduri, drumuri, canalizare și alte de genul ăsta. Primele alegeri, vă spun, care au loc, sunt alegerile locale. Și atunci primarii vor trage semnificativ mai mult și veți vedea nu doar că își vor recâștiga fotoliul primarii PNL acum, ci toată această campanie internă care s-a produs în PNL a
sporit vizibilitatea liderilor locali chiar și acolo unde nu sunt primari. De aceea eu mă aștept ca atunci când vom avea alegeri peste 3 ani, să vedeți la alegerile locale, alea sunt primele, un PNL destul de puternic care o să, datorită alegerilor locale, că dacă ar fi primele prezidențialele sau parlamentarele, situația ar sta altfel. Dar faptul că sunt primele locale va ajuta inclusiv celelalte tipuri de alegeri care o să vină. Și oamenii își vor da seama că motorul alegerilor, cei mai importanti oamenii în alegeri sunt primarii, consilierii locali și structurile locale. Și pe asta se bazează. De fapt, toate aceste proiecte, toți stau ochii numai la acești bani. Vine PNRR-ul, noi avem proiectele făcute, gata, așteptăm doar să negocieze guvernul. Și eu ce știu din teritoriu, că am fost în mai multe localități, au proiecte de un an și ceva scrise. Și nu au fost contestate, sunt scrise bine. Nu pot să intre pe finanțare din tot felul de proceduri, dar vor intra peste un an. Și atunci ce va mai conta? Faptul că a băut Câțu acum 20 de ani? Faptul că Iohannis a primit acum un pumn din altă parte? Atunci ei se vor redresa puțin în opinia publică și vor căpăta o mai mare siguranță. Bun, dar toate alegerile știm că sunt precedate de o precampanie. Teoretic durează foarte puțin timp, dar la noi în România se întinde pe termen mai lung și nu cred că doar în România. Eu la asta mă refeream. Mă scuzați? O să vă dau o idee de afiș electoral. Poza mare și a băut, dar a și făcut. Păi da. Vom discuta despre lucrul ăsta în viitoarea campanie prezidențială, unde probabil o să intervină și Cioană. Și acum că a băut, o să vedem din nou imagini cu el și cu Mihaela, dragostea mea, punându-se la volan. La fel o să vedem și despre alții. Deci, pentru mine este clar că aici a fost un joc menit, adică urmărind alegerile prezidențiale din 2024. Și de fapt trebuie să înțelegem că nu s-au încheiat alegerile și că nu se încheie niciodată. Suntem într-o competiție continuă și căutăm resurse în afară atunci când nu le găsim în interior, cum a fost cazul acestui incident venit din afară și făcut profesionist de indivizi care au mai lucrat în felul ăsta. Cum să vă spun? Mă uitam pe Netflix la Lista Neagră, dacă urmăriți un film, un personaj Reddington care este apropiat serviciilor secrete americane. Cam așa este un Reddington care a organizat această campanie, cel puțin eu îl cunosc. Și avem, de asta spun că avem personaje de astea care joacă în diverse țări și avem români care joacă nu doar la nivel în Statele Unite, ci și în Germania și în alte părți, care încep susțin pe unul, altul, că au diverse jocuri, combinații cu tot felul de alte interese și atunci fac presiuni pentru că își permit datorită conectării lor la informații mai importante, la care aici probabil nu avem acces sau au doar foarte puțin și știu că pot juca. De aceea vedem astfel de dezechilibre în plan intern și noi stăm și le comentăm, dar informațiile se joacă cumva, vedeți, și din afară. Însă bun, aceste dezechilibre, din plan intern vorbesc unele voci că nu ar fi tocmai întâmplătoare și că în cadrul PNL se vorbește deja despre un al treilea candidat, domnule German, de acolo, de la noastră, la Cluj, în persoana lui Emil Boc. Se vorbește despre faptul că nici Ludovic Orban și nici Florin Câțu, odată cu scandalul acesta, nu vor conduce PNL-ul, ci că va apărea un al treilea candidat care va fi și câștigător. Cum vedeți această informație? Este posibil, deși m-aș mira că Emil Boc să nu știe că nu poți conduce din afara Bucureștiului un partid național. Ca să nu zic provincia. A mai fost domnul Boc la București și PDL-ul. A stat destul de bine. Sigur. Și s-a văzut. Doar absolut. Că în momentul ăsta noi intrăm într-un fel de criză de educație, nu știu cum să-i spun. Noi avem încă impresia că o țară funcționează pe ajutoare sociale, pe măriri de pensii, pe măriri de salarii, pe dă-i, hai să ne angajăm cu toții la stat. Emil Boc este opusul a tot ceea ce am spus până acum. Și cred că am mai zis odată, în momentul în care s-a pus problema demiterii lui Băsescu, da? Noi mergeam către Moldova Sud, da? Și am vrut să opresc, dar mi-a fost rușine să fac o poză,
în timp ce la noi se discuta și la dumneavoastră se discuta, acolo pe sat erau niște bannere mari, dați-l jos pe Băsescu, ceva în genul ăsta, pentru că a tăiat ajutoarele sociale. Eu tocmai de aia nu l-aș fi dat jos. Da? Adică intrăm într-o concurență, iară dihotomizăm și în loc să mergem către, hai să vedem ce e de făcut, intrăm iarăși în nebunia aia, în sevrajul ăla de discurs al PSD-ului, ei au tăiat pensiile, ei au tăiat nu știu cum. Da? Și dacă vă uitați, au fost câțiva prim-ministri, toți care au venit de undeva din zona asta de Ardeal, care au fost obligați să ia niște castane extrem de fierbință. Da, ciorbea, mai avea 3 luni până la declararea falimentului de țară, vine Boc după o guvernare îngrozitoare, Tăriceanu, etc. Da? Vindem banca să angajăm oameni la stat. Practic, tot timpul au gestionat crize. În timp ce stânga a venit și a spus, lasă că mărim noi. S-a întâmplat în istoria asta inclusiv după 1918, când socialdemocrații s-au izbit de bolșevicii care controlau totul și care nu înțelegeau ca să poți să împarți. Trebuie să ai ce împărți. Știți, era ideea lui Fluieraș, socialdemocratul din Arad, care spunea să-i lăsăm prima dată pe liberal la guvernare să facă prosperitate și venim noi după aia, socialdemocrații, ca să avem ce împărți. L-au ejectat. Acum se întâmplă la fel. Intrăm într-o conjunctură în care toată lumea are impresia, pe de-o parte, vin bani de la PNRR. Aia nu este o pară măleiață. Vin bani de la PNRR, exact cum ar veni. Da, noi suntem gazetari, domnule, vă mai dăm o emisiune în plus sau încă 3 emisiuni în plus pe zi și vă plătim mai mult. Noi trebuie să muncim pentru banii aia. Dacă are cineva impresia că vine Bruxelles și aduce ăsta e robinetul cu miere și ăsta e robinetul cu lapte, puneți-vă numai gura și hrăniți-vă. Nici gând. Eu am văzut exemplu. Domnul German, totuși vor veni la fel ca așa cum au venit fondurile europene. Ele au fost o cură de oxigen pentru România. Ne scufundam dacă nu erau acei bani. Pentru deși au venit foarte puțini. Vitali. Deși au venit puțini. Acum gândiți-vă, vor veni semnificativ mai mulți. De-aia am spus că intrăm în cea mai prosperă situație pe care a avut-o România vreodată. Sigur că da. Doar că intrăm și în cea mai mare cupă de responsabilitate, pentru că dacă nu cheltuim toți bănuții din PNRR, dăm înapoi toți bănuții din PNRR. Deci, practic, va trebui o muncă așa cum n-a mai fost încă în România. Că până acum am zis, las că avem 30 de miliarde și am tras numai 5. Acum trebuie să tragi exact suma pe care ți-o dă Bruxelles. Dacă nu, ai lăsat un cent pe din afară, dai înapoi toată suma. De asta vorbesc de o responsabilitate imensă care a trebuit să ne ducă înainte viața politică și nu trabucul lui Clinton și whisky-ul lui Cățu. Dincolo de aceste aspecte despre care vorbiți dumneavoastră, domnule German, este scandalul momentului până la urmă și e foarte interesant dacă va merge mai departe, dacă va continua. Păi, dacă era și o femeie la mijloc, era telenovela totală. Au apărut detalii foarte picante și foarte interesante și foarte multe din acest dosar, legat de acest dosar. Ieri a fost întrebat Florin Cîțu și despre un al doilea dosar pe numele domniei sale. A zis că nu știe, deși figura acolo cu o amendă plătită pe numele său. Este foarte interesant ce se va întâmpla de acum înainte. Credeți că mai poate continua acest scandal sau odată cu declarațiile de ieri s-a închis povestea? Nu cred că s-a închis povestea. Eu cred că se așteaptă ziua Congresului, o săptămână, două, trei, o lună, două, trei și la iarnă schimbăm paltonul. Ce vreți să spuneți cu asta? Ca la antrenori. Să vedem dacă îl prinde paltonul pe Crăciun. Deci mizați pe unul dintre cei doi candidați ca fiind viitor președinte al PNL, după care să se schimbe modificarea, dacă vreți. După să se schimbe modificarea, așa, dar dusă mai încolo, când lumea este mai puțin activată pe tot felul de lucruri de asta. Dacă nu intervin niște conjuncturi interne, pot să fie oportunități externe, vreau să zic, sau provocări externe, care pur și simplu te obligă să păstrezi, să strângi din dinți, mușchi de iarbă și mergi înainte cu garnitura. Din punctul meu de vedere, Cîțu este singurul potrivit în momentul ăsta să ducă un PNRR la capăt. Este economist, nu mă interesează câte sticle de bere bea în fiecare zi sau nu le bea, pe mine mă interesează să știu că toate proiectele prefinanțate de la Bruxelles vor fi duse
până la capăt. Atât mă interesează. În rest, Ștefan, să facă chefuri până la 4 dimineața. Când domnule Ștefan, mai avem 30 de secunde, da, vă rog. Ei, dau dreptate, domnule German, vor urma lovituri mai dure decât asta. Asta a fost pistol cu apă. Vor veni nu din trecutul îndepărtat, din trecutul recent, care vor căpăta o semnificație mult mai gravă și va inflama spațiul public. Bătăliile nu s-au terminat. Eu n-am îndoială că urmează. Și tocmai pentru că și-au dat seama în ce joc a intrat, rămân pe mai departe cu Câțu. Eu mă aștept să îl schimbe și din funcția de premier, însă probabil de la anul. Și o să-l vedeți pe Nicolae Ciucă devenit și premier și prezidențiabil. Posibil el, posibil și altcineva, dar cred că el are cel mai curat trecut până una alta pentru a fi prezidențiabil, luat în calcul. Și de către cele mai recente vizite. Da, dar și acolo veți vedea schimbări de percepție la adresa lui urâte legate de Afganistan, cel puțin de ceea ce vedem acum când el este eroul de la Nasiria, de la Kandahar. Să vedeți cum se vor interpreta acele evenimente destul de neplăcut, vor fi ca lovituri puternice. Mulțumesc. Dar asta nu contează, vedem. Spectacolul continuă. Mulțumesc tare mult, domnilor, pentru intervenție și pentru această discuție pe care am purtat-o. Bruno Ștefan, sociolog, și Sabin German, jurnalist, au fost în legătură video directă. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Imediat pe V1 TV începe emisiunea Hai cu noi, iar la ora 12 Andreea Moraru vă așteaptă cu un nou jurnal. Noi ne revedem la ora 13 la Talk V1. Pe curând!